20th Century Fox prezintă un nou film astăzi, ați privim, poate mai târziu. Bună seara, dragi prieteni, bine ați venit la cea de-a șaptea ediție Science Slam. Eu vreau să aud o leacă de aplauze și o luxă cât de gălăgie. Bravo, bravo, uite așa, un pic de energie pozitivă, pentru că asta o să ne ajute foarte mult în momentul în care veți asculta slamerii, veți susține, veți pune întrebări. Și astăzi vom avea o atmosferă deosebită, dacă voi toți veți fi uniți într-o dispoziție maximă. Vreau să invit toți cei care stau în picioare. Prieteni, locuri mai sunt, așa că luați loc, nu stați în picioare, parcă sunteți neamuri care nu au fost invitați la nuntă. Intrați, scoateți scurtele, da, puteți stați un pic mai relaxați. Vreau să vă spun din start, prieteni, că este a șaptea ediție Science Slam-ului. Următoarea întâlnire a noastră va fi deja finala. Și respectiv vom avea doar trei slameri la același lucru care va fi și astăzi. Data viitoare vom afla cine este câștigătorul acestui sezon, dar până atunci și astăzi vom avea o luptă interesantă, o luptă crâncenă între trei slameri. Până atunci vreau în aplauzele voastre să invităm președintele Academiei de Științe, academicianul domnul Gheorghe Duca! Bună seara! Bună seara tuturor! Zic de fiecare dată de câte ori am participat la acest, după mine, foarte important, dar și foarte interesant eveniment, în diferite serii. Stau și mă gândesc că zic, cred că într-un viitor nu tare îndepărtat ne vor ridica la înălțim și tot în același viitor ne-am coborât în subsoluri, în winery, deci moldovenești, care în principiu pot să ne ajute nouă ca noi să ne gândim mai bine și vectorul gândirii să fie acolo unde credem noi că sunt adevăruri. Știți dumneavoastră că adevărurile în general sunt adevărate sau sunt acceptate, acele care sunt bazate pe argumente și probe științifice. Vorbeam astăzi, poate vreo jumătate de oră înainte de această întâlnire, cu fostul rector al Universității Tehnice, academicianul Ion Bostan, care mi-a spus o axiomă despre gândirea inginerească și despre inginerie, că deci, gândirea inginerească și ingineria este o axiomă a adevărului. Nu poți să faci pseudo-inginerie, că atunci cad casele, nu merg mașinile, nu funcționează nimic, de aceea ingineria se bazează pe adevăr ca axiomă, fără de care este imposibil de a demonstra că tu poți să faci sau să produci ceva funcțional. Adevărurile, în general, sunt în mare măsură, celelalte sunt în mare măsură relative. Dar ele sunt relative până când nu ne convinge o somitate sau științifică, sau o somitate gânditoare, intelectuală, pe care o credem, pentru că de la aceste somități iese adevărul prin expresii. De exemplu, zilele acestea am organizat cu Metropolia Moldovei o conferință legată de Biserica și statul și legată de cunoaștere și credință, și ne uitam în literatură ca să vedem ce au spus oamenii ilustri, savanțe, despre religie. Și am găsit o polemică în jurul lui Albert Einstein. Că, precum că Albert Einstein era un mare credincios. Altă poziție era că Albert Einstein era un mare ateist. Albert Einstein a scris o scrisoare către Dumnezeu, cine a citit și cunoaște lucrul acesta, ce a spus el acolo,
cel mai important, el a spus că a spus un adevăr. Un adevăr care nu poți nici să nu-l crezi. Că religia fără știință este oarbă. Deși, deci, biserica mult timp a luptat contra științei, dar ea a avut pe savanți, să spunem noi așa, cercetători, în mănăstiri, ținea, care făceau experiențe, care demonstrau lucrurile, care poate nu contraveneau ideologiei sau, mai bine zis, ideilor bisericești. Un alt, vă mai spun încă un adevăr așa axiomatic, din punctul meu de vedere, și pe urmă vă doresc succes. Un alt adevăr pe care eu l-am auzit în 2011 în Paris, atunci când a fost de către UNESCO declarat anul 2011, anul chimiei, a vorbit în această întrunire, deci plenară, laureatul premiul Nobel, un mare savant, Jean-Marie Len, care a fondat chimia supramoleculară. El, deci, vorbind despre chimie supramoleculară, a spus că, deci, foarte mulți întreabă care este istoria, în general, apariției Universului, apariției, deci, științelor, apariției vieții ca atare. Și el spune că eu, studiind istoria apariției, deci, chimiei sau substanțelor supramoleculare, am ajuns la concluzie că dacă ne bazăm pe ipoteza marii explozii, Big Bang-ului, care a dus la apariția Universului, la acea mare explozie care din energie, dintr-un punct unde s-a concentrat toată energia, până la prima secundă au apărut electronii, au apărut particule elementare. Deci noi putem să tragem concluzia, și este un adevăr, că de la început din energie a apărut fizica ca știință, pentru că sunt particule elementare, dar cu ele se ocupă numai fizica. Aceste particule elementare au început la prima secundă să se, deci, condenseze, să intre în interacțiuni și să formeze atomii și molecule. Deci înseamnă că a doua știință este chimia. Și aceste molecule au început să interacționeze, să formeze molecule, macromolecule, cum a numit-o biochimistul rus, coacervate, deci primele organisme primitive care au apărut pe Pământ, și deci au apărut ce? Chimia supramoleculară sau biologia. Deci restul sunt atributii la aceste trei științe. Asta este o opinie a somităților care vorbesc și noi credem, pentru că ei sunt creduli pentru noi. Eu vreau să vă spun că, participând la mai multe ediții la Science Slam, ascultând tinerii care sunt foarte ingenioși, aș spune chiar inedit de ingenioși, nici academicienii noștri nu mai au acea ingeniozitate pe care o aveți voi, care aduc, fac analogii, similitudini, vorbesc despre una, despre alta, mai ales mi-a plăcut despre agresivitatea, că cea mai bună agresivitate este a albinii, dar cea mai rea agresivitate este a politicienilor. Și băiatul cel care a vorbit, câteodată îmi pare rău că el are o atitudine negativă față de Academie, dar are dreptate, pentru că lumea se dezvoltă și vrea schimbări. Vă sunteți astăzi așa de simpatici, frumoși. De ce? Că pe parcursul istoriei și anilor v-ați schimbat în mai bine. Și natura se schimbă pentru ca să fie mai frumoasă, pentru ca să arate mai bine, pentru ca să funcționeze mai bine. Și cei ce noi astăzi auzim, și cei ce noi auzim de fiecare dată la Science Slam, sunt niște lucruri care ne învață pe noi, care ne dau nouă
cunoștință despre ceea ce și cum vede o persoană. Și noi acceptăm lucrul ăsta pentru că credem și suntem convinși că ele pot fi transformate pe parcursul anilor în adevăruri. De aceea eu vă felicit pe toți acei care vin, care sunt curioși, pentru că cunoașterea este în primul rând legată de curiozitate. Și vă doresc succes. Vă doresc acest simpatic moderator care este de acum tradițional și devine și el clasic, prin retorica lui, să vă atragă, dar voi să vă convingeți că cel mai bun și cea mai mare plăcere poți să o primești de la cunoaștere. Cu cât mai mult și mai bine cunoști, cu atât viața devine mai frumoasă, dar nu mai ușoară. Mersi frumos, domnul președinte. Apropo, vorbeați de Dorian Furtună, el studia agresivitatea. Și vreau să vă spun, prieteni, că odată ce studia agresivitatea și el a devenit o lucru mai agresiv. Da, probabil dacă o studieze altceva, calmitatea, o să fie și el mai calm. Dar depinde de tot ceea ce vom auzi astăzi, voi să fiți mai activi, să puneți întrebări, să nu fiți agresivi. Vreau să vă prezint toți cei trei slameri care astăzi vor lupta într-o luptă crâncenă și vor demonstra cine e mai bun, dintre cei mai buni. Iar pentru toți cei care încă sunt pentru prima oară la Science Slam, vreau să vă spun că Science Slam este un proiect care aduce știința mai aproape de oameni, așa ca voi să nu umblați pe la biblioteci, să nu studiați, să nu citiți multe lucrări, doar pur și simplu să ascultați, să vă interesați, să puneți mai multe întrebări celor care prezintă lucrările lor. Așa, în aplauzele voastre, cercetător științific în Laboratorul Tehnologie Produselor Alimentare din cadrul Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, Olga Migal-Latiev. Olga, da, găsește-ți un loc care îți place să numai nu te urcă pe masă. Masa pur și simplu acolo stăm. Așa, autorul cărții de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova, Denis Roșca. Am vrut să spun ceva de Roșca, da. Sărim peste asta. Cercetător al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, Laboratorul de Ficobiotehnologie, Iulia Iațco. Apropo, prieteni, o să fie mai complicat decât celorlalți, pentru că Iulia, să-i mai dăm aplauze, este câștigătoarea la Science Slam-ul din sezonul trecut. Așa că ați nimerit deja cum profesionist. Este un lighean pentru colțunaș, dar noi astăzi n-am pus colțunaș aici, dacă cineva o să dorească mai târziu după. Noi avem trei bilețele, extragem, da, sigur că începem cu fetele, tu vrei să răspunzi la sfârșit? Așa. Haideți să vedem cine va fi primul. Ia că ai văzut, spargi tu gheața, ca un bărbat adevărat. Olga cea de-a doua și Iulia la final cu desertul. Da, prieteni, înainte să invităm primul slamer care va prezenta lucrarea sa, vreau să dați aplauză partenerilor, celor care ne susțin în organizarea Science Slam-ului, Comisia Europeană, Academie de Științe a Moldovei, Centru Proiecte Internaționale, Rețeaua Punctelor Naționale de Contact Orizont 2020. Acolo trebuie să audă, măi. Noi știm. Euroaccess Moldova, DAS Solutions, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Bravo, băieți. Partenerii media, noi.md, sunt noi aici, point.md, și fest.md. Haideți să le dăm aplauze tuturor, să încurajăm primul slamer. Eu nu știu, noi avem un stâlp aici mare care o să te încurci un pic, dar sperăm că cumva ai să te mai primi așa un pic ca să te vadă și cei din stânga și din dreapta. Da? Bun. Denis, succes! Mersi! Tema prezentării de astăzi a mea se numește Istoria secolului 20 creată de oamenii noștri. Vreau să întreb sala, cine crede că la cele mai importante evenimente din secolul 20 au participat anumii oamenii noștri? Avem de lucru. Sper la sfârșitul prezentării să vă conving, chiar așa și-a fost. Bineînțeles, dacă rămâi într-o țară mică, șansele de a te realiza sunt mici. Însă, oamenii noștri au pornit la drum.
au ieșit în lumea întreagă pentru a se realiza. Noi am reușit să facem o carte în care sunt 1800 de biografii a oamenilor care au plecat peste cotare, inclusiv cei care au rămas, care s-au realizat în toate domeniile. În carte sunt toate etniile, sunt toate profesiile. Au fost selectați doar după principiul teritorial. Secolul 20, noi l-am împărțit pe decade în prezentarea de astăzi și am selectat cele mai importante evenimente. Astfel, am găsit tangență anume cu oamenii noștri acolo. Dacă luăm prima decadă, am putea spune că un eveniment important a fost războiul ruso-japonez. Credeți vreodată că anume un moldovean poate să declanșeze războiul ruso-japonez? Nu. Alexei Abaza face parte din investita familie nobilă de pe lângă țar. El era vicesecretar de stat responsabil de comunicarea cu Japonia în acest conflict. El, comunicând din poziții de forță, practic a declanșat războiul. Ceea ce pare imposibil, necredibil, deoarece țara noastră era tot timpul pașnică. Cea de-a doua decadă a fost caracterizată prin primul război mondial, Revoluția din 1917. Însă, am pus accentul totuși pe creație. Chiar dacă în acele două evenimente avem oameni pe prima linie, cu titlul de general de ambele tabere, am pus accentul totuși pe omul care a creat elicopterul. Elicopterul a fost creat de Gheorghe Botezatu și anume, el a fost utilizat în scopuri pașnice, deoarece el este utilizat la salvarea oamenilor, salvarea vieților în caz de incendii, în caz de inundații, în caz că oamenii au ajuns pe munți. Cea de trei decadă a fost caracterizată printr-o criză. Marea recesiune. Tot atunci au avut primele revolte sindicaliste. Liderul cărora era un om din Chișinău, Ben Gold. El a condus Revoluția Blănarilor din SUA. Una din revendicările sale a fost introducerea a 40 de ore de lucru săptămânal. Nici nu știu dacă să-i mulțumim pentru asta, dar pe plan global, datorită omului nostru, este așa o practică. Cea de-a patra decadă a fost una mai liniștită. Cum să nu avem noi oameni pe lângă Casa Regală din Marea Britanie? Titlul de Sir. Mihail Păstan, de pe malul Nistrului, a ajuns unicul moldovean cu titlul de Sir la Casa Regală. Titlul de Sir îți garantează două lucruri. Ai dreptul să nu fii arestat și ai acces liber la suveran. Omul nostru, bineînțeles, era modest. N-a utilizat niciunul din aceste lucruri. Tot în acea perioadă, dinastia Balaban din Basarabia a dezvoltat Paramount Pictures. Însă prioritatea am dat totuși lui Sir. Avem doar unul. Cea de cincea decadă rămâne a fi decada războiului, celul de-al doilea război mondial, unde am avut oameni în toate fronturile. Un om din Chișinău a fost apropiat cu Hitler și a aprovizionat armata nazistă cu metal. Nu de la Râbniță, dar așa și-a fost. Oamenii noștri au participat la conferința de la Teheran. Oamenii noștri au fost în apropierea lui Stalin. Oamenii noștri au furat secretul bombei atomice din SUA. Oamenii noștri au transportat armata SUA către Europa. Însă accentul totuși am pus pe creație. Părintele criptologiei mondiale este din Chișinău. El are 9 mașini de decodificat, 6 din care și în ziua de azi sunt cu titlul secret. Numele său este panoul de onoare al NSA. Acest om a decodificat convorbirile, corespondența diplomatică a japonezilor și a prevenit armata SUA privind atacul de la Pearl Harbor. Eu cred că este unicat. Cea de-a șasea decadă este una mai relaxantă. A apărut cinematografia, Marilyn Monroe, și cum să nu avem noi un om lângă Marilyn Monroe. Scenaristul la toate filmele cu Marilyn Monroe este din un geniu. Acest om, înainte de a ajunge scenarist, de 17 ori a fost campion al Olimpiadelor la matematică în SUA. De 3 ori a fost nominalizat la Oscar. În anul 1960 a luat premiul Oscar. Comedia sa, Vjazie Tolika Devushki, este considerat cea mai bună comedie a secolului 20. Cea de șapte decadă a fost una plină de evenimente importante. Zborul pe lună, de exemplu. Știți voi oare că din Bălți este omul care a proiectat
simulatorul de mers pe lună. A fost trupa Beatles, creatorul chitărilor la care cântau Beatles, este din Chișinău. A fost, da, și moartea lui, a fost și moartea lui Kennedy. Ghiciți etnia, cel mai mare expert în moartea lui Kennedy. De unde se trage? De la noi. Omul care are peste 250.000 de rapoarte guvernamentale studiate. Dar accentul totuși a să-l punem pe Ben Wattenberg, speechwriter-ul lui Lyndon Johnson, cel de-al 36-lea președinte SUA. El a scris discursul lui Lyndon Johnson în timpul atacurilor războiului din Vietnam. El a fost membru în comisie la 4 președinți americani. Din Telenești strage. Decada a 8-a i-am acordat-o lui Petru Capiță. Este o legendă vie. Maica sa, Olga Ieronimovna, taica sa, Leonid Petrovici, ambii erau moldoveni. În familia lor se vorbea fluent română. Fiii lui Petru Capiță, ambii vorbeau română. De ce l-a numit legendă? Deoarece a luat premiul Nobel în anul 1978, chiar dacă 8 ani de zile a stat în arest la domiciliu. De ce a stat în arest la domiciliu? Pentru că a refuzat să participe la dezvoltarea bombei atomice pe teritoriul Uniunii Sovietice. Decada nouă i-am acordat-o totuși lui Robert Badinter. El, ministrul justiției în Franța, omul care a convins Parlamentul să abolească pedeapsa cu moartea în anul 1981. Acest om a ajuns președintele curților constituționale din Comunitatea Europeană. Actuala politică în domeniul migrației adoptată de Uniunea Europeană este creația sa. Se trage din Telenești, scam mulți. Doar nu era să vă povestesc despre un om care, din Otaci, care a fost conducătorul unui fond investit de 100 de miliarde de dolari. Nu-i interesant. Cea de 10 decadă, totuși, o să-i acordăm lui Eugeniu Coșeriu, din Mihailin Rășcani. Este un geniu. Este creatorul la lingvistica integrală pe glob. Doctor honoris causa în 48 de universități ale lumii. Câteva din ele sunt în top 10. Acest om a creat școala de lingvistică din America Latină. Acest om nu are concurent. 48 de universități ale lumii au acordat titlul suprem. O să mă întrebați, de ce participă tu la Science Slam? Deoarece cred la competițiile internaționale, Moldova trebuie să fie prezentată sub un alt punct de vedere. Deoarece vreau ca oamenii noștri să fie promovați. Deoarece la competiția internațională o să prezint inventatorii din țara noastră, oamenii invențiile cărora noi trebuie să ne mândrim. La intrare ați văzut extintorul, limba rusă, Agnetul Șuteliu. Știați voi oare că tot e creat din moldovean? Merită toată lumea să știe aportul moldovenilor asupra umanității. Vă mulțumesc! Bravo, Denis, bravo! Ai ridicat deodată așa mândrie, eu mă uit cum băieții s-au înflat în chept, așa, este serios, da? Noi suntem moldoveni, noi niciodată asta n-am refuzat să spunem nimănui. Așa, da, și Carlos Grim trebuie să cânte, da, suntem din Moldova. Prieteni, haideți, vreau întrebări, vreau mâini ridicate, întrebări pentru Denis. Eu, de fapt, îți spun o prima întrebare. Tu, student, toată informația asta, ai numărat din care raion sunt cei mai mulți persoane notorii din țara noastră? Sunt din toate raioanele, pur și simplu nu-l cunoaștem. Eu am auzit mai multe Telenești, mă, și asta am vrut să verific. Dacă chiar într-adevăr... Am vorbit de 10 oameni, aici sunt 1800. 2800? Interesant. 1800. Nu, 1800? 1800. 1000, pur și simplu, noi știi, dar ei sunt. Unii sunt prezenți azi aici. Eu vreau să spun doar un singur lucru, că chiar face un sondaj interesant, dacă îi spune, uite, în raionul ăsta să nasc concentrația de genii mai mare. Eu aș vrea să vă felicit pentru această foarte scurtă prezentare a unor personalități despre care foarte mulți dintre noi și chiar eu nu prea am știut, deși sigur că sunt alte personalități care noi le cunoaștem și cum mi-a spus domnul Cebușca că sunt în cartea dumneavoastră, eu aș vrea să aduc un exemplu și să fac să pun o întrebare. Întrebam la Academia Română
când era, deci, o adunare așa generală. Aș vrea totuși ca să toți noi cei care la Academia Română eram la adunare generală să constatăm cine a fost cel mai mare poet român. Cine a fost cel mai mare poet român? Mihai Eminescu, el este din locurile noastre, să spun așa, să nu mai spun cine, dar din locurile noastre. Cine a fost cel mai mare prozator român? Cine a fost cel mai mare prozator român? Ion Creangă, de unde el? Tot din locurile noastre. Cine a fost cel mai mare compozitor român? Nu, astăzi, doamnă, dar este considerat George Enescu, de unde? Tot din locurile noastre. Cine a fost unicul laureat a premiului Nobel? Nu, sau primul, nu unicul, mai sunt, nu, pur și simplu de altă națiune. Primul laureat a premiului Nobel a fost cine? George Palade. De unde? Din Huș. Cine a fost cel mai mare domnitor român? Bravo, Ștefan cel Mare, care îi bătea. Și deci, dacă noi o să mergem așa cum ați mers și dumneavoastră, o să ne convingem că noi am avut în istoria noastră și, așa cum am spus eu la început, foarte mari somități. Dar uitați-vă ce se întâmplă în ceea ce a spus dumneavoastră. Noi, apropo, tot la adunarea generală a Academiei Române anul trecut, la 27 noiembrie, am avut eu o prezentare legat de contribuția Basarabiei în formarea și dezvoltarea României, unde eu am arătat că, grație istoricilor noștri de la Institutul de Istorie, că Basarabia din 1918 era cea mai săracă țară, dar în 1940 în regat a ieșit locul 2, pe locul 2 după producerea grâinilor, pe locul 1 producerea strugurilor și vinului, pe locul 1 producerea fructelor, în regat de la cea mai săracă regiune, și erau 8.000 de întreprinderi mici create. S-au școlarizat în acest timp aproximativ 120.000 de elevi. Din 18 până 120.000 de elevi. S-au deschis 1.000 de școli în această perioadă. S-au deschis 8.000 de întreprinderi. Erau 6.800 de mori de vânt în Basarabia. 8.000 de întreprinderi. Iată, aici este întrebarea mea, că vreau să spun despre aceste întreprinderi. Dar din 8.000 de întreprinderi, 6.000 erau conduse de evrei, 500 de moldoveni și 1.500 de români. Vreau să vă întreb, ați vorbit despre Telenești. Deci că Călăraș Gorodnaș, da? Da? Vreau să vă spun că... Nu vreau să fac discriminare și nici antisemitism, dar vreau să vă întreb, totuși, moldoveni, din toți care a spus dumneavoastră, cam aproximativ ce procent a fost? Am înțeles întrebarea. Dacă să luăm raportul către țar de la începutul secolului 20, procentajul de etnie, dacă ne referim la evrei, erau 17% pe țară, 25% în Chișinău. Însă dacă vorbim de carte, în carte e cam același procentaj. Asta ar însemna că minim 75% în carte sunt moldoveni. Mersi frumos! Plăcut, surprins să auzim informația asta. Apropo, Călăraș Gorodnaș, Leova, de timpul e Cleova. Eu vreau să vă spun că, totuși, explicația, probabil, voi până vă gândiți la întrebări, explicația totuși de ce sunt oameni onești, oameni notorii în țara noastră, presupun faptul că, totuși, pământul ar avea un efect asupra lor. Da, zona între Prut și Nistru, unde concentrația oamenilor genii e mai mare la centimetru pătrat decât chiar și Rusia, cât de mare n-ar fi. Acolo, pur și simplu, ai de unde alege, dar noi trebuie să nască. Ei, pur și simplu, ies așa. Interesant. Da. Să răspund. Da, spate. Noi, când am făcut prezentarea inclusiv la Liceul Academiei de Știință, am prezentat 5 descendenți de basarabeni,
moldoveni, cum doriți, care au premiul Nobel luat. Dacă să comparăm cu România și Ucraina, noi avem mai mulți. Asta merită aplauze, prieteni. Voi, damo, aveți un avantaj că v-ați născut în țara asta. Damo, puteți să vă mândriți. Da, și puteți să aruncați pașapoartele române. Așa, haideți să mai auzim întrebări. A, tot e clar, eu am înțeles. Tot e bine. Dacă nu mai avem întrebări, atunci o să invităm alt slamer. Vă mulțumesc mult. Stop. Totuși cineva s-a decis să pună o întrebare. Da. Pot să răspund. Sunt doi fizicieni și trei biologi. Vorbim descendenți de pasărbeni. Pe Capiță am vorbit, Mechnikov, care inițial era familia Spătaru, după care o să urmez Gershenzon, e biolog, Efrusi și Saul Perlmutter, care a luat premiul Nobel în 2011. Mai avem o întrebare? Eu am așa o întrebare. De unde a venit ideea de a colecta aceste bibliografii și de a le pune într-așa o carte importantă pentru noi basarabenii, Cartea de Aur a Basarabiei? Ideea. Am înțeles. Inițial am dorit să facem un calendar cu 365 de personalități, pentru fiecare zi din an să fie rezervat de ziua sa de naștere, pentru ianuarie să fie o persoană, 2 ianuarie, altă personalitate, ziua sa de naștere. Însă am colectat 5.000 de biografii și rămânea doar să legem cele mai bune 365. În procesul de selectare, de filtrare, am ajuns la 1.800 și am înțeles că e cazul să renunțăm la conceptul de calendar, dar să facem o carte. Am găsit personalități foarte mari. Mersi mult, mai avem o întrebare? Denis Roșca, te felicit pentru această carte minunată și, în primul rând, pentru faptul că ai insistență. Mersi. Aș dori ca cei care nu au citit această carte să o citiți, fiindcă este extraordinară. Și o întrebare. Componența, dacă vorbim, ați spus că e toate etniile, dar n-ați spus câte femei și bărbați. Aproximativ, care este raportul femeilor care sunt scrise în această carte și bărbaților? Pentru că în sală sunt foarte multe fete și poate ele sunt prezentate undeva. Eu cred că ar fi undeva 80-20 în favoarea bărbaților. În favoarea bărbaților, dar nu-i nic, fetelor. Eu știu, țineți-vă. Noi nu am luat un alt criteriu decât creația. Respectiv, am inclus oameni care s-au remarcat printre anumite domenii. Însă, doamnele, ar fi bine să se mândrească, deoarece cea mai puternică doamnă astronomă a momentului este cu rădăcini basarabene și este doamnă. Și probabil ultima întrebare, care ar fi aspectul, după mine, de exemplu, partea nu prea bună a cărții tale, cred că odată ce oamenii se mândresc cu cei care sunt acolo, o să-i pune pe dânsii așa pe gânduri că, ei, da, mă sunt. Nu. Și întrebă nouă să mai facem noi ceva. Nu. Corect ar fi să avem un simț de mândrie, că noi avem potențial genetic bun și acel factor că noi nu am ajuns la nivelul mediu al etniei noastre, al țării noastre, să ne motiveze să ne perfecționăm. Deci nu rămânem doar cu mândria. Da. Mersi frumos. Aplauze, Denis Roșca. Mulțumesc. Dar nimeni nu s-a interesat măcar dacă cât costă cartea, nu? Unde-s genii moldoveni? La ce preț e cartea? Cărțile sunt în librării, din câte știu, la 1.000 de lei. Cât? 1.000. 1.000 de lei, prieteni, dar și pentru moldovan 1.000 de lei, dacă vreți să vină geniu. Așa, invităm dumneavoastră vreți să vindeți ceva? Interesant, planuri. Da, dragi prieteni, haideți să invităm în aplauze cercetător științific în laborator de tehnologie produselor alimentare din cadrul Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, Olga Migalatiev. Al doilea slamer. Bună seara tuturor! Onorată asistență, permiteți-mi să-mi prezint tema mea de cercetare, valorificarea deșeurilor din tomate prin metoda de CO2 extracție supercritică. Și dacă domnul academician Gheorghe Duca a pomenit despre cei mai mari personalități ai țării și la categoria poeți a fost Mihai Eminescu, să încercăm să ne gândim ce ar fi scris Eminescu într-o seară de prezentări a proiectelor științifice.
Au fost odată ca-n povești, au fost ca niciodată, din rude mari împărătești, prea roșii, dulci tomate. Nu erau singure la părinți, dar mândre în toate cele, în suc, în pulpă și în semințe și în roșia lor piele. Crescute de agricultori, în falnica, grădină, frumoasă e povestea lor. Ura, la drum, combina! Porni cu un cântec toate în cor, cu un zâmbet ca din soare, de pe ogor triumfător, plecăm la procesare. Ieri, la fabrici, din tomate erau fabricate strict sucuri, paste și salate, ketchup, sosuri și atât. De deșeuri, munți se știe, țara e plină și al meu neam, plânge crunt ecologia. Cui pasă? Habar n-am. Din tomate a treia parte, pieliță, semințe, pulpe, toate sunt aruncate, dar șezi bine și ascultă. O complexă procesare, pomodoro nestemată, poate aduce bunăstare și un car de sănătate. Vezi în miezul de semință și în pielița amară, dacă atingi, dacă apuci adânc știința, răsăriva o comoară. Bucuroasă, în pas grăbit, vitamina să nu scadă, am ajuns la orhivit. Colectez deșeu pe bandă. Pus în saci, legat cu ață, nicio boabă să nu piară. I-am pus numele în față. Materie primă, secundară. M-am întors la institut să fac vastă cercetare, să analizez profund în direcția tehnologii alimentare. Având grea umiditate, deșeurile, la început, trebuie deshidratate, cum deja v-ați priceput. Primul vine în ajutor biosec deshidrator, prin convecție proces, din deșeu vaporii ies, sau instalația de uscare cea cu raze infraroșii. Le usucă ca la soare pe deșeurile de roșii. 5% umiditate sunt uscate ca la carte, ambalate, etichetate, în loc uscat depozitate. Compoziția, ține minte, se desface în 3 părți. 2/3 sunt doar semințe, pielița cam o treime și ceva impurități. Conținutul de lipide în deșeurile de tomate este cam 15%, dacă sunt bine uscate. Procedeu amețitor. Mărunțește foarte, foarte, super cuper zdrobitor de deșeuri de tomate. Procesul de extracție, să știe și cel mic, se face în instalație cu CO2 super critic. Dozăm în extractorul instalației pilot vreo 300 de grame deșeuri primul lot. Fixăm temperatura și timpul de extracție, presiunea supercritică, debitul de solvent ce circulă în instalație. Și punem extractorul în celula instalației, dăm start, pornim motorul în procesul de extracție. O presiune mare HA poate să ofere, chiar 70 de grade, 400 de atmosfere. Aici, supercritic, procesul se numește, iar randamentul în rezultat sporește. Tehno, eco, inovante, noi produse, supercritice extracte, CO2 șrotul, toate din deșeuri de tomate. Lipofile componente, dar și șrotul degresat, astăzi noi ingrediente, unui șir de alimente, dau un gust neașteptat. Șrotul, 70% în extractor ce rămâne, fortifici produse multe, extrudate, covrigi și pâine. În salate de legume și în produsele lactate, super CO2 extractul poate fi recomandatul. În extracte se ascunde toate. Stele de carotenoide, licopeni chiar în lipide, acești grași polinesaturați, compuși biologic, activați, antioxidanți și cei mai naturali, coloranți.
toate-s baza sănătății, toate dau speranță vieții. Consumați mâncăruri bogate în vitamine din CO2 extracte. Un rezultat neprevăzut de nimeni niciodată. Deșeurile, un fost rebut, comoară adevărată. A fost odată în acest an prea roșie tomată. Ei organismului uman izvor de sănătate. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, Olga. Eu aș spune că Olga e de la Institutul Tehnologii Literar Alimentare. Extraordinar, te-ai pregătit mult, asta e clar, ai șanse serioase de câștig, doar pentru faptul că te-ai jucat mult cu textul ca să-l modifici. Dar noi totuși ne interesează, pe noi totuși ne interesează întrebări în domeniul, despre domeniul care ai vorbit tu, despre roșii, despre tomate, despre... Așa, din nou domnul președinte, începe. Vreau să vă spun că ați făcut un poem, ați consacrat un poem tomatelor extraordinar. Cum n-au visat. Eu cred că dumneavoastră o să intrați în această carte a renumitelor basarabieni. Volumul 2. Da, în următorul, deci, volum redactat. Și, deci, vreau să vă întreb, dar dumneavoastră ați putea să rimați cumva fibrile albe a tomatelor. Ar intra într-o rimă la dumneavoastră, în poem. Fibrile albe. Știți că acum tomatele nu mai sunt cele care au fost în trecut. Au așa niște fibre albe, o boală, am uitat cum se numește, dar ar intra în poemul dumneavoastră aceste fibre albe a tomatelor. Dacă ar intra? Eu cred că mai bine ar fi trebuit de tratat tomatele să nu fie aceste fibre albe care reprezintă nitrații decât să... Corect, dar cum? Să... Cum se tratați dumneavoastră? Că reprezentanța, am înțeles, că institut genetică sau nu? Nu, e o industrie alimentară, procesarea tomatelor. Ok, foarte bine. Dar cum credeți? Ce trebuie să facem pentru ca să... Pentru că aceste fibre albe, în general, ele... sunt pentru ca să le conservezi, să le păstrezi un timp mai îndelungat. La comercializare sunt bune, dar la calitate sunt proaste. Da. Cred că aici depinde și de sol, dar în primul rând de cu ce sunt tratate tomatele. Adică să fie cât mai puțin tratate, stropite la cultivare, la... aici e baza, de aici apar, mă gândesc. Așa că, cu toate că nu sunt în domeniul horticol, industria alimentară, dar bănuiesc de aici, adică nitrați. Așa, mersi. Pe cine îl mai interesează roșiile? Ce s-a întâmplat? Nu-i interesant tema? Uite ce frumos. Și te rușine spune? Nu? Așa. Este, avem o întrebare. Spuneți, vă rog, deșeuri, după cum cunoaștem noi toți, sunt la prelucrarea tuturor culturilor. Aveți dumneavoastră intenții să lărgiți area cercetărilor și asupra altor culturi? Mulțumesc! De ce nu? Chiar încercăm să facem din deșeuri obținute de la prelucrarea strugurilor, da? Semințe de struguri și pieliță. Poate... alte fructe, legume, tot care se prelucrează la nivel industrial, de ce nu, care conțin substanțe biologice active importante pentru organismul nostru să se mențină sănătatea, noi de aici pornim. Căutăm din tâi substanțele necesare organismului care aduc beneficii și apoi găsim și sursa. De ce nu? Sigur. Mersi mult. Alte întrebări? Fantastic. Câte mâini? Nu reușesc să mă apropii? Da, știți, mi-am adus aminte de un banc când fiorașul îl întreabă pe tata, de ce-s cu roșiile este, de ce ele sunt galbene? Pentru că încă-s verzi. Da. Ok, mersi frumos, Olga, aplauze pentru ea. Mulțumesc mult. Știți, probabil, cred eu că a fost un pic complicat pentru toți se ascultau textul, cât de frumos rimele și cam uitau să concentreze la informații. Dar ok, prieteni, eu am făcut... Am trecut, nu știu cum, cu vedere rapid peste întrebările mele, de fapt, pe care de obicei le dau între
temele care le aduc slamerii noștri, dar de data asta o să pun mai multe întrebări pentru că avem și premii. Da? Fiți foarte atenți. Cine răspunde corect are și un premiu. Cine are mâini de bat și are telefonul, conectează internetul și caută răspunsurile. Și și eu nu prea vreau. Dar ok, începem. Prieteni, facem în felul următor. Fiilor, voi aveți șansa să câștigați deja un automobil. Fiți foarte atenți. Cu ce viteză se mișcă pe orbită planeta Pământ? Vă dau vouă posibilitatea primele să răspundeți. După care deja cine ridică mâna? Aproximativ măcar. 1000. Pur și simplu, 1000. Mai mult de 1000. Eu mai pun încă o dată întrebarea. Cu ce viteză se mișcă pe orbită planeta Pământ? Vă? Așa, din, cum s-ar zice, din cap. 500 de ce? Vă 500. Sunt kilometri pe secundă. Doamne ferește! Eu cred că noi n-am fi grăit amă pe tema asta. Nu, prieteni, mai puțin. 36 de metri pe secundă? Молодец! Mai puțin. 35 de kilometri pe secundă. Și cu voi, bebeți? 3 kilometri pe secundă? Mai înșet. Cât? Spuneți că n-am auzit, pur și simplu. Nu, n-am auzit. Un an lumină. Eu aș zice că un an n-am avut lumină acasă. Așa, alte versiuni. 470 de metri pe secundă. Mai puțin. 318 metri pe secundă. Aici eu vă pun întrebarea și cine a scris întrebările. Precis a scris corect. Nu, la mine scrie încă mai puțin. 25, молодец. 25 de metri pe secundă. Interesant, la mine scrie încă mai puțin. A? 20 metri pe secundă, mai puțin. Așa, 172 km pe oră. Dar mai mult. 8 metri pe secundă, mai puțin. Corect, dar și vedeți cum merge. Mai scurt, uite să te măsurăți metri pe oră. Metri pe oră, da, vedeți cum eu v-am spus, mai puțin și mai mult. 5 metri pe oră, mai repede. Tot tu răspuns, молодец, tu ești steață, nu te vedeți să întreb alții. Haideți. 10, bravo, nu-i drept, mai mult. Adică mai repede o leacă. 400, mai puțin. Cât? 30, красавчик, ridic din șar se vadă lumea. Da, 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 aplauze, iactă-l-i. 30 de metri pe oră. Așa este răspunsul. Mai verificați, prieteni, eu vă zic cam așa. Aruncă în trânsul, corect. Ți-ai minte. Așa, continuăm. Următoarea întrebare. Câte stele poate percepe omul cu ochiul liber, da, în momentul în care privim spre stele? Câte? 4.000. Bravo. Nu-i chiar așa, mai puțin. 3.200, mai puțin. 600.000. Și ochi ai tu. E așa vin la tine. Tot. Mai puțin de 3.200. 2.000, mai mult, între 2.000 și 3.200. 312, tu te uiți concret la zasele. Le numeri pe cele care le știi. Cât? Stai, că între 2.000 și 3.200, 700 noi. 2.000 jumate, красавица. Între 2.000 jumate și 3.200. 2.800, молодец, între 2.800 și 3.200. Cât? Tu iar repezi după dânsă? Nu repeta, el a spus. Cine a spus 3.000? Bravo! 3.000! 3.000 de stele! Nu trebuie de aruncat, puteți să o îmbrăcați deodată. Așa, continuăm. Următoarea întrebare. Când a fost găsită cea mai veche carte tipărită? Adică când a fost găsită cartea cea mai veche, nu când mă interesează cartea cea mai veche de când e. Când a fost găsită? Anul, da. 2010. Am unul de mult și de eu, băieți, își suitau și pare că ați găsit noi un ceva. Nu. Mai devreme. Mai devreme. Haideți. Nu așa, din așa, presupunem că...
O dată ar fi 1460. Prin vreme și putea căuta cartea și nici nu interesau cărțile în perioada și blau ca nebuni atunci. Așa, între 1460 și 2010. 1920, mai devreme. 1100. Și cu tine, băieții. 1460 și 2010, dar tu ai pornit. Gine că te-ai uitat. 1907, dați-mi vreme la fata ce. Fata ce e clasnă. Carieră foarte prikolnă. Așa. O întrebare pe care nu am să o pun domnului Cerbușcă. Gine că el a ieșit. Pentru că el știe răspunsul. În ce an a fost creată Liga Națiunilor? Și 1918? 18, da? 1918, da, să spuneți. Înțeleg că arătați de 18 ani, asta e bine, dar totuși nu e 18. 1919, nu, da, și la 35 și altceva. Da. Corect, aplauze, prieteni, 1919, și vrei să răspunzi, dar el tot întinde mâna. El tot întinde mâna. Așa, și ultima întrebare, prieteni, după care... Haideți din nou despre stele, vreți? Fetele iubesc romantica. Câte stele sunt în Calea Lacteie? Asară numărasă-mă. Știam să așa. Hai, cine știe răspunsul? 400 de miliarde. A? 100 de miliarde, mai puțin. 100 de mii, mai mult. Cât? 1 milion, mai mult. Și 200 și fotografiez. Greș cu fotoaparat. Cât? 100 de miliarde? Mai puțin de miliard. Și cum vă băveți? Nu mă încălă la cheie. Dar voi nu vă uitați pe site-ul care trebuie. A? Iar tu grești. Ești fotografiază. Mai puțin de 200 de miliarde. 150. Normal 150, că... Cam puțin 150. 400 de miliarde. Mai puțin, fetelor, de miliarde. 500 de milioane, ia că băietul de știe. 500 de milioane, mai puțin. 100 de milioane. O, între 100 și 500. Spune. Cât? 100? Încă o dată mai zis 100. Vedeți? 300. Între... Concentrează-te, eu sunt potențial. Între 300 și 500. A, 300 ai zis iară, da? Eu nu, eu te-am întrebat dacă tu consideri că încă o dată 300, hai și... Concentrați-vă. 400 de milioane, prieteni, 400 de milioane de stele. Dați și aici, vă rog frumos, un tricou frumos, iată. Domnișoara din 1918. Ok, prieteni, haideți să o ascultăm și ultimul slammer, după care mai am câteva întrebări, pentru că mai avem niște premii. Așa, o invităm, câștigătoarea din sezonul trecut, Iulia Iațco, prieteni, cercetător al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, laboratorul de Fico-Biotehnologie. Iulia, succes! Mulțumesc. Cum să-ți zice, într-un ceas bun! Am fost tare impresionată de... Noi mergi colegii mei care stau aici și vreau să propun și ceva colaborare foarte interesantă apropo la Automația. Am spus deja și Olga că dacă știți, care ulei este cel mai scump în lume? Ulei din semințe de roșii. El se folosește numai în aviatică și cosmonautică. Adică este o oportunitate foarte bine, bună pentru Moldova, pentru că avem roșii de stol. Ok, haideți să vorbim despre prezentarea mea de azi. Vreau să spun că eu sunt cercetător științific din cadrul laboratorului de Fico-Biotehnologie. Ca și toată viața noastră pe Pământ, tot este construit din blocuri, chiar și uneori și denumirile laboratorului. Fico, asta e alga. Bio, asta e viața, și tehnologie, asta e tehnologie. Adică noi ne ocupăm cu biotehnologie din alge. Mai des noi folosim microalge. De ce?
Pentru că cel mai simplu, cea mai simplă creatură care trăiește și într-adevăr este vie, asta este o celulă. Spre exemplu, celula de microalgă, care noi nu vedem așa cu ochi liber, numai decât trebuie să folosim ceva microscop. Cine a fost la Science Slam precedent, unde eu prezentam, avem fete și băieți, cum noi îi numim în laborator, colaborăm cu ei, lucrăm foarte mult cu ei. De ce trebuie de lucrat și mai simplu de lucrat cu un organism de o celulă? Haideți să presupunem, știți aproximativ câte celule noi avem în organismul nostru? Aproximativ. Nu, undeva la nivel de un trilion, plus minus, normal că fiecare secundă ceva se întâmplă în organismul nostru, dar haideți să înțelegem cât de complicat de colaborat cu atât volum de celule. Noi lucrăm mai simplu cu o celulă. Cum credeți, asta este ce? Alfabet. Mergem mai departe. Vitamine. Vitamine au fost, în primul rând, ce este vitamină? Orice produs care are ceva un benefic asupra sănătății și este necesar pentru orice organism, este numit vitamina, că cel care dă viața. Cum ei au fost descoperiți, în ordine vitamina A, B și mai departe, așa și au fost numiți. Sigur că au și denumiri așa mai complicate, dar noi îi numim foarte simplu. A, B1, B2 și mai departe. Știți că eu v-am spus că fiecare organism, dacă e posibil lumină deconectată, fiecare organism este construit din blocuri. Haideți să presupunem așa. Asta este proteina în orice celulă, da? Care este, este construită din aminoacizi. Sunt diferiți. În total sunt 20 esențiali de care noi avem nevoie, într-adevăr, fiecare zi. Organismul nostru nu este în stare să producem vitamine, din păcate. Roșii, într-adevăr, sunt super de buni pentru asta. Ce noi facem? Spre exemplu, chimiștii propun, haideți să sintetizăm ceva vitamine, asta e eficient, asta e foarte simplu și este, prețul este destul de bun pentru producerea. Da, așa și este, într-adevăr, mai simplu de sintetizat. Dar uitați, spre exemplu, care este sursa cea mai bogată de vitamina C din plante? 1, 2, lămâie, tot știu, da? Când ești răcit, lămâie, super. Ca să înțelegeți, vitamina C, care este sintetizată chimic, sau acid ascorbic, este numai una când este sintetizată chimic. Lămâie are 4 feluri de componente care și formez diferite vitamine C. Aceeași situație avem și cu alte vitamine. Adică noi trebuie să avem o sursă mai bogată de vitamine. Pentru asta sunt folosite plante, spre exemplu, dar plantele se concurez acum pentru că agricultura se dezvoltă mai departe. Noi nu avem terenuri foarte mari pe pământ și trebuie ceva să facem cu situația asta. De asta a fost propusă și microalge. Toți știm despre radicali liberi, ați auzit, da? Ce ei fac? Starea de febră, insuficiență fel de fel, chiar și agresivitate. Tot provine de radicali liberi. Care este ideea? Spre exemplu, haideți să propunem că asta este un radical liber, da? El pur și simplu vine... Și gata, noi nu avem un aminoacid aici, spre exemplu, sau nu avem o proteină aici, sau încă o ceva, în orice bloc.
Dacă este așa ceva, o pauză între diferite blocuri, înseamnă că orice poate pătrunde în celule. De obicei sunt pătrunse nu cele mai bune variante. Spre exemplu, dacă noi luăm molecule, așa, dacă noi avem molecule care are un minus chimic, ea numai decât găsește posibilitatea să fie, să aibă zero, adică să fie neutrală. Pentru asta e ce face? E pătrunde, scoate un element și iese. Apoi fel de fel de molecule de care noi nu avem nevoie, ei pur și simplu intră în, spre exemplu, haideți să propunem că asta, oi, să vorbim că asta este membrană celulală. Adică, membrana este spartă, înseamnă că este o probabilitate foarte înaltă că din celula dată noi vom avea, în scurt viitor, vom avea o celulă de cancer, ceea ce este nu bine pentru noi. De ce noi trebuie să avem în celule nanorobot și noi avem într-adevăr? Asta e molecule care formez așa particule care știu în ce loc ce trebuie de adus. Pentru a aduce ceva, trebuie de găsit undeva în mediul celular sau în mediul înconjurător de undeva, de adus ceva, un component care se punem aici. Și componentul dat poate fi o vitamină, orice, care și acoperă gaura asta și ne ajută să păstrăm celulele cât mai bune. Spre exemplu, presupunem că asta poate fi vitamina C. Da? Încă este așa o întrebare interesantă, asta din 2015, cele mai recente cercetări. Știm că fumatul este un factor foarte, foarte negativ asupra sănătății noastre, da? Și încă nu întoarce, încă mai rea. Cei care fumez, nu folosiți vitamina C. Pentru că riscul cancerului crește încă câteva cu 70% în cazul dacă fumați și folosiți vitamina C. De ce asta se întâmplă, noi nu știm, dar ideea este așa. Aici este arătat ce fel de antioxidanți, da, avem vitamine și joc rol de antioxidant. Spre exemplu, vitamina C sau noi avem vitamine care sunt lipidosolubile, da? Sau cei care solubile în apă sau solubile în ulei. Și totuși despre nanorobot sau nanobot. Este foarte interesant că fiecare celulă știe a merge, spre exemplu, spre lumină sau spre hrană pentru dânsa sau spre condiții mai bune, de la condiții mai rei. În fiecare celulă care noi avem, noi avem așa nanorobot sau nanobot. Sigur că acum sunt sintetizate o mulțime de nanoroboți artificiali care nu sunt așa de eficienți până când la moment. Ceea ce noi facem la noi în laborator? Noi ne stăruim să obținem preparate care au acțiune antioxidantă asupra celulelor noastre și să adăugăm tot ce noi obținem în preparațiile farmaceutice, în cosmetică sau în preparațiile nutriționale. Sperăm că cândva, eu sunt sigură că totuși directorul institutului nostru va intra în cartea băsărăbienilor care într-adevăr au făcut știință la nivel mondial și tare sunt mândră că sunt parte din laboratorul lui dat și vă invit pe toți la noi în laborator. În orice moment fiecare poate să veni și noi cu mare plăcere vă așteptăm
și arătăm și fetițele și băiețelele noastre și cum noi lucrăm cu dințele. Adică vă așteptăm cu drag. Mersi frumos, ați primit invitație, prieteni, așa că nu ezitați, veniți. Da, acum așteptăm întrebări despre nanoroboți sau așa avem întrebări. Bună seara. Aș vrea să vă întreb, adică se referă fumatul și vitamina C, se referă la vitamine sintetice sau la vitamine naturale? Și la vitamine naturale, cu părere de rău. Adică, dacă fumați, nu folosiți vitamina C. Ok, dar practic toate gumele și produsele vegetale au un conținut de vitamina C, adică trebuie să renunțe la Conținut de vitamina C este destul de mic în fructe și legume, și legume mâncați sănătos, e ok. Noi avem vitamine sintetizate chimici și vitamine care sunt extracție din diferite surse vegetale. Spre exemplu, din microalge. Dacă folosiți vitamine naturale, extracție, da? Nu trebuie să folosiți în caz dacă fumați. Ați citit într-o sursă? Da, asta e sursa foarte serioasă și noi acum lucrăm asupra problemei date. Mulțumim mult! Eu cred că mai corect ar fi nu că nu folosiți vitamina C, nu fumați mai bine și mâncați vitamina C. Este foarte greu de explicat să nu fumați. Mai bine să... Mai bine să nu folosiți vitamina C. Să nu folosiți vitamina C. Și logică puternică, tot acolo știți. Femeiască. Deci normal, eu și nici nu mă pun cu asta. Așa, următoarea întrebare. Cine mai are? Prezentatorul ăsta eu am auzit. El nu fumează. Așa. Ok. Mai sunt întrebări? Da, este întrebare. Sunt curios la așa un aspect. Voi creați nanoboți sau voi cumva din algerii îi luați? Dacă noi creăm ceva, da, nu lucrăm în nano, noi creăm molecule cu nanocomponente, cu nanometale, spre exemplu, cu fier, cu argint, cu aur, pentru diferite surse și chiar și avem proiecte interesante comune și cu Institutul de Chimie, spre exemplu, pentru curățirea apelor reziduale. Am înțeles. Adică ceea ce faceți voi, nu-i pentru consum uman, ceva legat de sănătate, da? Facem și pentru consum uman, da. Fiindcă acum vă dau așa o scurt breviar. În 2007 am fost în Franța, în Toulouse. Da. Acolo era o dilemă la o cercetătorii de acolo. Ce să fac cu nanoparticule? Fiindcă erau de o opinie că dacă luăm substanțe nutritive și îi fixăm pe nanoparticule, consumul de alimente va scădea de 3 ori. Atunci, cumva se rezolvă problema de nutriție la nivel mondial. Alți specialiști au spus, oameni buni, dacă introducem nanoparticule în organismul uman, o să ne confruntăm cu o nouă intoxicație. Particule este nu-l mai scoatem. Adică așa am vrut să vă întreb, ceea ce faceți voi are un efect benefic și garantat nu prezintă risc. Așa am înțeles. Acum ceea ce noi facem pentru oameni nu este produs la, adică nu este la nivel de producere, este la nivel de cercetare, tot ce este legat cu nano. Este o problemă foarte mare și tare aș vrea să propun și pentru Academiei de Știință așa un proiect mare, poate să ne gândim. Ideea este foarte simplă. La Uniunea Europeană nu există nimic ce este legat cu toxicitatea nanoparticulelor. Chiar și documentele nu sunt făcute până la capăt. N-au studiat până la capăt. Cum? Pentru că, ca să înțelegem, spre exemplu, metal care noi avem în forma oricare, absolut, are absolut... alte proprietăți decât nano. Și foarte interesant, spre exemplu, dacă metal în starea nano
Este toxic la concentrația foarte mică, la concentrația foarte mare, toxicitatea scade. Cum de explicat, nu se știe. Și este, da, este o idee foarte interesantă și mi se pare că e posibil de creat ceva interesant în domeniul dat. Bine, vă doresc succes. Mulțumesc. Mersi mult. Alte întrebări? Mai sunt întrebări sau nu? Dacă nu, atunci îi dăm aplauze. Iulie Iațcu, mersi frumos pentru prezentare. Așa, prieteni, mai facem o mică pauză până o să invităm toți slamerii din nou ca să vedem cine câștigă de data asta, cine a fost cel mai bun sau tema care v-a plăcut vouă cel mai mult. Dar înainte de toate, mai dăm încă o dată aplauze partenerilor noștri, cei care ne-au susținut azi. Comisia Europeană, Academie de Științe a Moldovei, Centrul Proiecte Internaționale, Rețeaua Punctelor Naționale de Contact Orizont 2020, Euroaccess Moldova, DAS Solutions, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și partenerii media, Noi.md, Point.md și Fest.md. Aplauze la toți! Hei! Încă câteva premii și trecem la finală. Așa, prieteni, toți la noi sunt fierbântat, au dat aplauze. Bună seara, fetelor! Din nou! Câți litri de apă poate fierbe căldura degajată de un om timp de 30 de minute? Adică să dați căldură? Și când acolo începe să șerbe ceva. Interesantă întrebare. Vă sunteți în genul, vă considerați fete fierbinți, fierbinte, fierbântate? Sau cam reci? Întrebările vă înfermătă. Câți litri de apă? Jumătate de oră de căldură. Eu așa eman căldură, am în vedere. Încă o dată întrebarea. V-am dus în altă direcție, da? Cu gândurile. Se întâmplă. Ok. Câți litri de apă poate fierbe căldura degajată de un om timp de 30 de minute? Omul câteodată degajează căldură, fiilor, dacă ceva nu știți. Nu cam câți litri de apă ar putea fierbe? Unu, doi... Unu sau doi? Păi, haideți, ne concentrăm. Doi, haideți să începem de la cinci. Doi, cinci. Mai puțin, fetelor, cinci litri, asta e, ai din călzit o leagă acolo de fiert. Trei litri, cine a spus trei litri? Bravo, mai mult. Три жумати, учи фати, браво, дати аплауди, три літри жумати. Я так масом фербантатом вам бік шор, сон рушит, ну німік. Я кому ж, шо літр дя по феті? Аша, корект респонс, три літри жумати. Че, кіте проченте, сау че процент дин інформація примите, пуате перчепе окюл уман? Діно сути ді проченте. Кіт? Довзеш. Са проблеме. Cât? 80. Mai mult de 80. 20 acolo sunt probleme, fetelor. A? Iar dumneavoastră răspundeți. 80. A spus? Eu am spus mai mult? 85. E ideea. Bravo. Mai mult. 90. Și domnișoară, bravo. 90%. Dați, da, da, aplauze. Ia uite. Noi și ne jucăm între noi. Eu am mai pus întrebarea asta cândva, să vedem cât de atenți sunteți. Care este viteza aerului în timpul eliminării unui strănut? Eu te aud. Așa, pășe, dacă tu creiești sub nas, eu te aud cât creiești ceva. Așa, viteza. 120 de kilometri și așa o fată blondă și parcă vrei să-i dai un cadou. Nu. Mai mult de 120. 250. Între 250 și 120. 220. Mai puțin. De 220, mai mult de 120. E că aici. 160. Absolut corect. Îmbrăcați-l deodată. 160 de kilometri pe oră. Și, prieteni, ultima întrebare, după care aflăm câștigătorii. Câți dinți
are peștele pisică? Ohoho! 72. Interesant. Are a lui și mai pune, mai mult de 72. 100, mai mult de 100. 3.000, mai mult de 3.000. Domnișoară, 2.000, 9, bravo, mai puțin, între 3 și 9, 7, între 3 și 7, 5, bravo, între 3 și 5, dar și s-a bucurat e, 4, între 4 și 5, 4 jumate, crasavcic, eu știam, eu vinem la tine, 4 jumate, 4.500 de dinți, mărunței, конечно, dar dinți, așa. Acum, prieteni, în aplauzele voastre, haideți să invităm toți slamerii noștri. Olga Migalatiev, Denis Roșca și Iulia Iațco. Așa. Trei persoane care astăzi s-au luptat. Prieteni, evident că fiecare dintre voi va fi subiectiv în momentul în care dă aplauze, pentru că cuiva i-a plăcut o temă mai mult, cuiva mai mare. Să le dăm inițial aplauze la toți cei trei slameri care astăzi au prezentat lucrările lor. Chiar au fost buni și au fost foarte diferiți. Așa, în ordinea cum ați început, așa și vom da aplauze. Cel care va primi cele mai multe aplauze, respectiv, va câștiga în cea de-a șaptea ediție. Denis, aplauze pentru cartea. Bravo! Bravo! Ați văzut, da? E două ore. Bravo! Două valuri. 63 le mitel așa. Bravo! Noi ținem minte, noi am fixat. Noi tot vorbeam de mult timp să aducem un aparat ca să sunetul, să măsurăm sunetul, a să-l aducem. Într-o zi el a să fie făcut chiar pe loc aici, am presic. Așa, continuăm. Olga Migalatiev. Eu așa și-a vreau să chiuiță-i. Ok. Și Iulia Iațco. Ușor de-a tăi? Tare seamănă așa, au venit și început a aplauda concret. Ok, prieteni, eu după aplauze, toți trei au primit cam același, dar un pic a prevalat aici. Vreau totuși încă o dată aplauze pentru Denis. Și chiar dacă avem două fete frumoase, aplauze pentru Denis, el astăzi câștigă Science Slam-ul nostru, succes în continuare, cercetări productive. Fetelor, nu vă supărați câteodată și știți cum zice, între două flori, un skin pas, să rezolve întrebarea. Eu nu vreau să zic o familie care seamănă cu skin-ul, dar, prieteni, succese! Vreau să vă urez sănătate, doamnelor și domnilor, toți cei care astăzi sunt. Vă așteptăm la următoarea ediție Science Slam. Participați! Veniți cu idei interesante, vă urăm succes la toată lumea și nu uitați că următoarea ediție este finala. Vom afla cine câștigă sezonul al doilea, da? Cea de-a opta ediție. Succes, o seară frumoasă!